pare că o leacă am întârziat, dar am prins o parte dintre pedalacii de la masa critică. Mă așteptam să fie mult mai mult. Portughezii punctuali ca alți latini. Prima dată am participat la masa critică Belgrad, vreo 10 ani în urmă. După aceea am încercat să organizez masa critică la Chișinău. La început a mers bine, după aceea s-a lăsat lumea de pedalat civic în grup și m-am lăsat și eu de Chișinău și am aderat la masa critică București. Numai că la București se pedala la fiecare sfârșit de lună, ultima vineri, dar erau tabere care se certau, nu se împăcau, rivalizau. Și acum, adică în început pandemie, nici măcar nu se mai pedalează sub generic cu masa critică. În schimb, au apărut pedalaci organizați, mai ales pedalace, bicicliste la Chișinău. Și m-am bucurat să particip acolo odată cu trotineta, de vreo două ori cu bicicleta. Deci oriunde vă duceți în lume, ultima vineri a lunii, de regulă, sau oricum căutați pe internet pagini, grupuri, website-uri, masa critică cu numele orașului în care sunteți voi și s-ar putea să găsiți grupuri organizate care pedalează ca să ceară loc în trafic, ca să-și apere drepturile. Iată și eu prima dată am venit la Lisabona și pedalez cu oamenii ăștia. Să vedem ce traseu o să aibă. Eu nu pot așa, nici nu vreau să încerc. Să vedem dacă merg numai pe piste biciclistice. Unele le au, pe altele le vor, le revendică. No, ies acum pe carosabil. Bun. Claxon pot doar să strec și ăla, dacă trebuie. Duminică-s alegere aici. Oamenii au de ales între stânga, foarte stânga, și socialiști. Verde. Toată piața asta e plină de reclame electorale.
O, facem un cerc întreg. Bun. Piața Marchizului de Pombal. Lasă de mărul! Dranga, dranga! Trebuie să-mi iau și eu claxon. Măcar la următoarea pedalare să fiu în rând cu lumea. Roșu. Așteptăm ca toată lumea. Zdrăvanii ăștia fac al doilea cerc, oricare le-i planul. Nu cumva Anasa Coste toată masa crit ca o piață rotundă și profită de ea ca să devină vizibil. Unul cu bicicletă închiriat. Nu știu ce zice el, da. Curietuși, curietuși. Am prins roșu. Hai că trei cercuri ajung, credeam că chiar o să ne învârtim pe loc. Una face scandal. E bun că reușesc cât să învârt ei să alăture cei care m-au întârziat ca mine. Luăm stânga. Cum vorbim eu? Are plan. Așa mas, la stânga, șterg. Așa la șterg. Atent. Le-am amestecat. Bicicliști cu șoferi. Mă bucur că sunt și fete aici, nu numai băieți.
verde. Cascadores. Mai ideal dacă vă pare că mergem prea încet. Sabona asta e toată băi și coline. Am făcut vreo 100 km pe malul mării și acum am luat dealurile de Saboni. Sim, então vai toda a hora para frente.
Cresce, fica invejoso, fica backbiter, não sabe apoiar o sucesso dos outros, fica só resmungão, mandar crítica atrás de um ecrã. Ah, porque isto, porque aquilo. O pessoal está descontente com a vida, a corona está a foder a cabeça dos putos. Thank you.
e că am revenit în piața Marchizului de Pombal. De 7-10 km cât am fost noi într-o oră. Idealurile astea este eficient. Mai puțin de o oră. Sirena, bicicliștii coboară. Pentru ambulanță, pompieri, poliție. Bun.
pare că destinația finală e piața 25 aprilie. Centru istoric. Mulți eram și puțini am rămas până la urmă. Nervos acela cu Dusterul. L-a reținut 10 secunde. Am pornit dimineața,
aventura din Lisabona și aici o închei. Mă întorc eu la orașul și mă duc acasă. Gata și masa critică. Am ajuns și la capătul lumii. M-am scos. O să fie o zi de pomenă. Atâta lume cu bacul ăsta și numai eu cu bicicleta. Nasoală treabă. Bine, în oraș erau mai mulți. Miezul nopții, ora șneaului și a Bucureștilor. Am pornit la 12, nu, la 11 am pornit. Și dacă ajung la 10, să am agătură de 11 ore. De vreo 130 de kilometri pedalat. Pe unde singur, pe unde în 2, pe unde în 22 sau cât s-o fi fost la masa aceea critică. Asta se cheamă Velo Video activism civis sau civic, deja mă bâlbâi. Motan negru a trecut drumul în altă direcție, așa că chinionul nu mă așteaptă pe aici. Vine o unitate militară pe dreapta. Așa mi-amintesc de dimineață. Și după ce e stâlpul acela de tensiune înaltă cu cocostârși, de la care am început filmarea. Sper că v-a plăcut. Dacă nu, să mai filmez și altceva. Între timp, duminică, votați Partidul Verde. Chiar dacă e comuniști. Pe lângă unitatea militară de marină, fuzileiros, e întuneric vezi. Ca să rătăcească drumul dușmanii. Dacă ajung tancurile sovietice pe aici, să intre în baltoac.
cerul e senin, dar luna apare târziu că e în scădere. Și se lasă frig, noroc că mi-am luat haine de rezervă. Și m-am îmbrăcat când am ieșit de pe barcă. De ce o feribot e închis, ci cât de motive de pandemie. Băi, dar ce are una cu alta, tavan cât de motive de pandemie. Lăsați oamenii își facă nevoile și spele din când în când pe mâini. Dar ce să le explici la portughez? Noroc că era toaletă la capăt de linie. Vaporul a ajuns neașteptat de repede. Cred că pe video nu se vede nimic, numai dunga asta albă, care o văd și eu cu coada ochiului. După o zi faină de pedalare. S-a revenit la oile noastre. Am pornit de la Cocostârci, din copac, și am revenit la oile de pe rond. E ca una are și el. Nu văd niciun berbec, dar poate e dintre și ea. Fără coarne. Azi e taua lui Brega. Brejus, dar azi e taua.